Dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns în Tulcea, la invitația unui părinte. Iubiții mei, am fost primit la hotelul Esplanada de domnul Gheorghe Buflene, patronul, și mi-a oferit aici o cameră să mă odihnesc, să-i dea Dumnezeu multă sănătate și să-i răsplătească dragostea. Și felul în care m-a primit, e tare frumoasă camera asta și a avut însă grijă să am vedere la Dunăre. Așadar în fața noastră se vede Dunăre. Dunăre, Dunăre, drum fără pulbere ziceau strămoșii noștri. În față vedeți dumneavoastră o peninsulă. Iată până la colțul acela. Peninsula asta era mereu inundată iar în anul 1970 a venit chiar tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru că se propusese să dispară de aici, să o facă să nu mai fie din cauza inundațiilor. Dar tovarășul nostru care a făcut și a făcut Dumnezeu la judecat, nu-i treaba noastră, a văzut biserica asta, ia uitați-o, și a spus așa, biserica să rămână aici. Ia că glasul lui Dumnezeu și să nu dărămați pe insula, să rămână aici. Și a rămas pe loc așa cum o vedeți acum. Iubiții mei, de acolo de la colț începe delta Dunării. Face aici Dunărea un cot, așa ca un ar de cerc, dintr-o parte până în alta, iar în partea de jos este esplanada din Tulcea. Aici acostează vaporașele astea de pasageri. Cu ele vin și pleacă cei care locuiesc în Delta. Deja ei se văd două vapoare de pasageri, unul dintre ele se numește Maramureș, celălalt nu -i se vede numele, Mircea, Mircea cel bătrân. Uitați, dragii mei, pe deasupra Dunării zboară pe Doamne, îți mulțumim pentru tot și pentru toate lăudat să fie numele Tău în vecii vecelor. Amin. Pentru aceste minuni. Amin. Amin și aliluia.